La rubrica noastră de sănătate, Simona Dragomir a venit cu un oaspete drag. Bună dimineața! Nața, bună dimineața, sănătate! Așa este, am venit împreună cu doamna doctor Carmen Non, medic de familie, competență în apifitoterapie. Și ne gândeam să vorbim despre sănătatea ficatului. Nu greșesc, Carmen, dacă spun că ficatul este laboratorul organismului nostru, cumva. Da, așa este, este uzina organismului nostru, are peste 500 de funcții, printre care menționez, nu o să spun 500 de funcții, ci o să menționez doar faptul că este sursa noastră de energie. La nivelul ficatului se procesează tot ceea ce ingerăm, ceea ce mâncăm. Este un depozit de vitamine, produce anticorpii, ca să menționez doar câteva din cele mai importante funcții ale ficatului. Din acest motiv e foarte important să-l menținem sănătos. De asta îmi place foarte mult ficatul, în toate felurile lui, cred că de asta, nu? Probabil. Posibil. Am învățat de mic. Ce înseamnă un ficat gras? Eu nu înțeleg treaba asta. Poate să fie doar ficatul gras la un om care poate nu e gras el? Se poate și așa, cu toate că obezitatea și nivelul crescut de lipide din sânge duce la încărcarea această grasă a ficatului, dar sunt și persoane slabe care pot să aibă un ficat gras. Ce înseamnă, de fapt, ficatul gras? Înseamnă o epuizare a lui din punct de vedere al metabolizării, al procesării zaharurilor, grăsimilor pe care le consumăm, medicamentelor, alcoolului, și acele grăsimi ajung să se depună în țesutul hepatic, îi afectează structura. Urmează o inflamare a lui cu creșterea transaminazelor, acele probe hepatice pe care le știe toată lumea. Deci asta este traducerea lui și, bineînțeles, el crește în dimensiuni. Apare o jenă la nivelul hipocondrului aici sub coaste, suntem obosiți, apropo de epuizare, ajungem să fim cu oboseală permanentă, cu astenie fizică, psihică și trebuie să știm ce să facem. E ca și cum bucătăria acasă este ușor îmbâxită și nu prea mai poți să intri de oale nespălat. Cam așa. În ea. Am înțeles perfect. Ce putem face să reparăm lucrurile astea? Da, având în vedere că sunt foarte mulți factori care contribuie aici și unul dintre ele este chiar alimentația, aditivii, băuturile carbogazoase, bineînțeles alcoolul, care a ajuns pe locul 2, alimentele și celelalte au ajuns pe primul loc în etiologia steatohepatitei, cum se numește medical, deci a ficatului gras gata inflamat. Pe lângă alimentație, pe lângă evitarea kilogramelor în plus, a tratarea anumitor afecțiuni endocrine, deci diabetul, hipotiroidia, care sunt cauze, cu ajutorul remediilor naturale putem foarte bine să facem și prevenție și să și rezolvăm problemele care au apărut la nivelul ficatului, mai ales în cazul steatozei hepatice. Ce plante să căutăm acolo în prospectul ceaiului? Ce plante fac bine la ficat? Da, este important de știut că persoanele cu steatoză hepatică chiar beneficiază de acțiunea extractelor din plante medicinale, extractelor naturale, cu efect intens hepatoprotector și hepatoregenerator, care asigură și o foarte bună absorpție și o absorpție rapidă. Asocierea de extracte de armurariu, de exemplu, cu schisandra, cu rostopască, cu anghinare, păpădie, sulfină, într-un remediu realizat la orăștie, poate să ne ajute foarte mult să gestionăm aceste probleme. Armurariu? Armurariu. Armurariu. Armurariu este o plantă foarte frumoasă, cu niște frunze mari, așa, cu pete pe ele și cu o floare, un țiclam frumos, deci e superbă planta. Armurariu. Da. Nu mai ducem anul ăsta flori? Ducem armurariu, Răzvane. Da. Am venit cu un buchet de... Am venit cu... Da, face bine la ficat. Da, împreună cu anghinarea, care iarăși are o floare superbă, chiar puteți face o bucurie. Senzație. Și senzație. De cât trandafiri, Robzingar. Mulțumim. Au și spini. Mult. Au și spini, deci se potrivesc. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi. Am reținut... Steatoză hepatică sau ficatul gras, da. Și asocierea asta de plante chiar duce la reducerea transaminazelor cu peste 50% din depășire. Foarte important în tot ce înseamnă hepatoprotecție și hepatoregenerare. Mulțumim tare mult, Simona, mulțumim. Mulțumesc și eu și mulțumim doamnei doctor. Mulțumesc și eu și o zi frumoasă.